Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Talk show. Programul poate conține violență de limbaj minimă ca durată. Așa cum promitem, oameni buni, așa facem. Ne ținem întotdeauna, absolut întotdeauna ne ținem de cuvânt. V-am promis că venim și în seara asta la Sfatul Popular. Iată că am venit. Din patru colțuri ale țării, patru primari sunt gata, pregătiți. O să-i... De ce arătați, mă? V-am spus eu. Așa, nu-i arătați, că o să-i arătăm la timpul potrivit. Sunt pregătiți să vă intre în casă și vă mai spun o dată ceea ce v-am spus de fiecare dată. Având în vedere că toate emisiunile astea sunt în direct, sunt nearanjate, eu n-am vorbit cu nici unul dintre cei patru primari, iar Ștefan, producătorul emisiunii, a vorbit cu toți patru și cu echipele domniilor lor, dar niciun fel de subiect. De ce? Pentru că emisiunea nu are subiect, după cum bine știți. Fapt pentru care mai spun o dată, înainte să vi-i prezint pe cei care sunt pregătiți să vă intre în seara asta în case și să ne primească și ei în ospeție la ei în comune. Doar primarii adevărați, care nu se tem de presă, cărora nu le e rușine de comuna sau de orașul lor, care știu că după emisiune pot să iasă pe uliță, pe șușea, pe stradă, liniștiți că oamenii o să-i bată pe umăr să zică bravo, bă, primarule, te văzui la televizor, ești bun, bravo. E, doar acest gen de primari, din 3188 de UAT-uri cât are România, doar primarii cu adevărat destoinici și pregătiți, care au ce spune, intră în direct la televiziunea națională. Am să vi prezint la dreapta, la stânga, și am să le spun bună seara și am să le mulțumesc pentru că au onorat și au acceptat, au avut înțelepciunea să accepte invitația în folosul vostru, a celor de acasă. Din Frata de Cluj, Cristian Cherecheș este alături de noi. Bună, Cristi! Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Îți mulțumesc foarte mult că încă o dată ești alături de noi ca să reprezinți Transilvania. Bună seara, domnule Popa! Bună seara, domnul Tudor, bună seara dumneavoastră, invitațiilor și celor de acasă, să-i salut pe orbănarii mei dragi. Absolut, Comuna Orbeni, județ Bacău, Costache Popa, primarul de acolo, un om de toată isprava. Bună seara, domnule Tibi Costea. Bună seara, vă salut pe toți cu drag și pe colegii mei și pe dumneavoastră și toți telespectatorii televiziunii dumneavoastră, TVR3. Trebuie să recunosc că dintre cele patru localități care astăzi și-au trimis în casele voastre primarii, Lungești este singura pe care o cunosc, prin care am trecut în Vâlcea. Restul, din păcate pentru mine, n-am apucat încă, dar cine știe, poate și la Ciuruleasa, unde spun acum primarului Cioară. Bună seara, Ioane! Bună seara, bună seara tuturor! Eu abia aștept. Acum vă invit în apuse. Băi, abia aștept, Ioane, abia aștept, pentru că zona ta, ca de altfel toate cele patru, este o zonă absolut minunată, este binecuvântată de Dumnezeu. Numai voi să aveți grijă să o faceți și mai frumoasă și mai bogată și oamenii de acolo să trăiască cât de cât mai bine la anul decât anul ăsta. Am să vă rog așa, pe toți patru să vă gândiți, din mers. Știu că aveți echipe foarte valoroase la primăriile voastre care vă stau și în seara asta alături, chiar dacă nu se văd, pentru că așa e și de bine unei echipe care de suport, cum se spune, o echipă care sprijină primarul în acțiunile lui. Vă spun doar așa, gândiți-vă bine, pentru că după un prim subiect pe care vi-l propun eu imediat, domnilor primari, o să vă rog ca fiecare dintre voi patru să propuneți un subiect pentru cei de acasă, pentru cei din comuna voastră și apoi pentru cei din România, România de acasă sau România din diaspora, subiect care pe voi să vă reprezinte ca om, ca primar și, atenție, ca problemă națională. Adică să nu discutăm despre faptul că n-are canal un cartier din comună, ci să discutăm despre problema aprovizionării cu apă la nivel național, ca să dau un exemplu. Propunerea pe care vă fac la început este în mod firesc, spun eu, legată de perioada foarte delicată prin care treceți, domnilor primari, și nu doar voi patru, ci toată echipa de administrație locală a țării. Este prima oară după 1989, când aveți un an foarte delicat, cu
toate tururile de alegeri posibile și imposibile în România, una. Și al doilea, cu finalizarea unor proiecte și pregătirea proiectelor pentru 2024-2028. Deloc simplu. Acum o să încep cu Tibi, o să o iau invers de la Lungești, o să mergem către partea cealaltă, către Cluj, către frata. Tibi, te întreb. Te-a afectat, vă afectează grav comasarea alegerilor? Adică ai o problemă de comunicare cu oamenii, echipa ta are probleme în a finaliza proiectele din mandatul ăsta și a le pregăti pe celelalte din mandatul viitor, sau merge strună treaba? Absolut deloc. Nu văd și nu știu de ce pe oricare dintre noi i-ar dezavantaja sau ar fi o problemă pentru administrația publică sau pentru noi personal, ca și primarii ai comunităților enumerate mai devreme. Cred că și colegii mei sunt în același sentiment, dar nu văd un subiect obiectiv care păi să... sunt mulți, spun eu, domn primar, domnul Costea, Tibi dragă, sunt mulți care au ieșit la televizoare, diverse televizoare, mă rog, unele televizoare mai cu manipulare, altele mai serioase, mai pe bune, unii s-au plâns că, domne, comasarea alegerilor a fost un lucru dezavantajos pentru obște, pentru oameni, nu înțelege lumea ce să voteze, iar primarii au probleme că nu-și pot finaliza proiectele. Da, în fine, revin la subiect și spun, nu cred că noi trebuie să asfaltăm sau să introducem conducte de apă, canalizare și așa mai departe, sau să renovăm școli, că vin alegerile, fie ele comasate sau separate, ca să zic așa. Personal nu mă deranjează că s-au comasat. Din punctul meu de vedere, poate un lucru bun, pentru că nu deranjăm, să zic așa, populația de atât de multe ori. Pentru alții, bineînțeles, deranjant. Acum, fiecare probabil că își vede propriul interes până la urmă, sau politica în ansamblu este văzută în mod sigur diferit de fiecare dintre noi. Dar apreciez totuși pe cei care în continuare se gândesc și se conectează, să zic așa, atât la organizarea campaniilor electorale, pentru că, așa cum spuneai mai devreme, este un an electoral încărcat, este un an delicat atât pentru noi cât și pentru populația pe care o reprezentăm, atât în localitățile pe care le conducem, dar bineînțeles că și noi la rândul nostru avem rude în alte localități, în orașe, în alte comune și așa mai departe. Dar, așa cum vă spuneam, la mine, de exemplu, nu se întâmplă absolut nimic special sau nu trebuie să mă axez pe ceva anume sau să mă gândesc numai la alegeri și să renunț la a continua proiectele sau să renunț la vreun șantier în derulare, să punem stop sau să oprim, nu știu din ce motiv, că nu pot să mă organizez sau să nu pun un banner sau să nu informez lumea. Cred că aceste lucruri sunt normale, sunt firești, activitatea trebuie să meargă la fel ca și până acum, și cetățenii, dacă vor să se informeze despre alegeri, despre modul de desfășurare, despre modul în care se votează, ne găsesc, sau cel puțin pe mine, mă găsesc în fiecare zi la șantierele pe care le am în lucru, pe stradă, la birou, deci oriunde suntem în localitate, suntem în sprijinul comunității. Mergem acum, oameni buni, mai departe la domnul Cioară, la Ioan, în Ciuruleasa. Am o rugăminte, Ioane. Ăla cu care lucrezi acum e laptop sau e telefon? Telefon. Telefon. Apucă-l cu grijă și înclină-l un pic, ca și cum ai vrea să-l închizi. Înclină-l un pic, îți spun eu de ce. Mai, Ioane, mai. Mergi pe încredere, mai. Așa, gata, stop. Uitați-vă ce primar de toată isprava și ce bărbat falnic, și nu vedeam decât jumătate din el până acum. Bravo, Ioane, e bine acum. Acum e bine. Aceeași provocare și către tine la Ciuruleasa, în Alba. Alegerile astea comasate, domnule primar, v-au afectat în vreun fel munca de edil, v-au afectat proiectele, oamenii sunt debusolați, nu știu care e rostul, nu știu ce să facă, cum să voteze, cum să trimită europarlamentarii, cum să pună echipa la primărie. Eu zic că nu, chiar nu este nicio problemă și cu siguranță rezultatele o să fie cele scontate de către noi, de către toți cei din jurul meu. Cu privire la ceea ce privește campania, zic eu că, și tot timpul am zis că
Noi primarii, în funcție dacă timp de 3 ani, 4 ani de zile nu am făcut nimic cu siguranță locuitorii comunei noastre și nu numai, își dau seama de ceea ce am realizat și ceea ce am mai putea realiza. Foarte tare. Te rog mult, Ioane, și pe tine și pe Tibi, înainte să merg mai departe către Neapopică, să vă gândiți și la cele mai tari trei proiecte de le-ați avut în lucru din 2020 până acum și mai spre finalul emisiunii, dar să vă gândiți din timp cele mai tari două, trei proiecte cu care veți merge în mandatul următor după alegerile de anul ăsta, adică cu ce mergeți în fața oamenilor să le propuneți ca temă de lucru pentru următorii 4 ani. Adică oamenii trebuie să afle și din alte comune, nu numai de la voi de acasă, ce ați făcut și mai ales ce vreți să faceți în viitor. Domnul primar Popa, la tine vine Nea Costache cu aceeași provocare. Cât e de mare beleaua că au comasat ăștia de la București, decidenții ăștia mari, au comasat alegerile? Domnul Tudor, așa cum au spus și antevorbitorii noștri din această seară, nu e o problemă. Nu ne afectează nici într-un fel, nici execuțiile sau investițiilor în curs, nici cele pe care le avem în plan să se desfășoare în perioada imediat următoare. Ne vedem de treabă. Campania se desfășoară în liniște și fără niciun fel de probleme. Dacă în cei 3 ani de zile, 3 ani jumătate, am făcut eforturi și am îndeplinit sarcinile pe care le-am asumat în fața electoratului, nu cred că e o problemă că sunt alegerile mâine sau peste 3 luni sau peste 5 luni. Din contră, faptul că este un an foarte aglomerat, așa cum știe toată lumea, cred că comasarea lor poate crea un avantaj din punct de vedere al deranjului pe care trebuie să-l facem celor care trebuie să invităm să meargă la votare. Iar pentru noi, dacă ne vedem de treabă, nu cred că există, nu cred că e o problemă. Da, o să vin înapoi la dumneavoastră, domnule Popa, la tine, dragă Costache, imediat. Am să îl rog acum și pe domnul primar Cherecheș, pe primarul din Frata Cluj. Cristi, te rog, eu fă același lucru. Ia laptopul ăla sau telefon ce îi și trage un pic de el ca și cum ai vrea să-l închizi. Hai că-ți spun eu. Hop, hop, ia. Asta e, lasă-l, e perfect. Uitați-vă cât de bine e acum. Bravo, Cristi, e perfect. Nu te vedeai decât jumătate de imagine și era păcat de Dumnezeu. Da, toți ardelenii, toți transilvanenii sunt bărbați falnici și nu merită să-i lasă să vadă doar jumate. Zi-mi, Cristi, cum e la tine? Având în vedere că sunt la primul mandat și cum am preluat mandatul 2020, un an jumate am avut de pandemie, unde n-am putut accesa nici fonduri europene, nici guvernamentale. Bineînțeles că asta a fost o problemă pentru mine la început, dar toate s-au pe parcurs, s-au reglementat și în 2023 chiar am accesat o grămadă de fonduri și guvernamentale și europene. Auzi, Cristi, oamenii din Frata au înțeles povestea cu pandemia? Adică au văzut că după pandemie lucrurile au intrat pe făgașul normal? Bineînțeles că au văzut și au fost alături de noi. Și chiar dânsii erau oameni din comună care zicea chiar rău ați început mandatul, pandemie, nu era niciun fel, numai bugetul local și ne administram noi aici. Și referitor la alegeri, eu zic că pentru cei vrâznici să-i încarci cu 5 buletini de vot, eu zic că e mai greu, părerea mea. Foarte tare. Dar nici nu trebuie lăsați ei tineri să intre în horă cu ei bătrânii la vot ca să îi piloteze sub masca că îi învață. Într-adevăr, da. Da. Vreau să vă rog să ne întoarcem acum de la Frata către Tibi Costea la Vâlcea, la Lungești. Te întreb așa, Cristiane, care e cea mai mare durere pe care o au? Dar sincer, să uită toată comuna, îți dai seama că toată comuna e acum e pe televizoare, e primarul la televiziunea națională, toată Frata e la televizor. Întrebare, care e cea mai mare, care e cel mai mare of, cea mai mare problemă pe care o au familiile de la tine din comună? Grija lor cea mai mare. Că tu ca primar stai de vorbă de la popă și de la jandarm până la ultimul
copil de 14 ani din comună, stai de vorbă cu toți. Întrebare, care e grija lor cea mai mare acum în aprilie 2024? Grija? Toți se îngrijesc de viitorul. De viitor, ce va fi pe viitor? Toată lumea. Nu știu ce va fi pe viitor, asta e întrebarea la toți. Și tu ce le spui primarului? Că încercăm să ducem, să mergem, să dezvoltăm comuna și să mergem spre o viață mai normală și în mediul rural să se poată bucura de toate utilitățile care le are nevoie comuna noastră. Și ei te cred? Mă cred că am și implementat o grămadă de proiecte, când va fi momentul să discut și despre ele și avem o pornire bună și alături de noi suntem împreună cu oamenii și oamenii cu noi, suntem în slujba cetățenilor. Eu așa consider că un primar trebuie să fie în slujba cetățeanului. Să-l asculte, să-l ajute în limita posibilităților să-l sprijine. E foarte adevărat. Lăsați imaginea așa cum erau. Vă spun că tot timpul, în timp ce va vorbi unul din cei patru invitați, valoroși primari din patru culturi ale țării, vom căuta să arătăm întotdeauna imagini de la ei de acasă. Ca să vedeți și voi, cei care nu sunteți din Frata, n-aveți treabă cu Ciuruleasa sau cu Lungeștiu, sau cu Orbeniul lui Neapopică, să vedeți și voi comunele lor, să vedeți, uitați-vă cum se bagă țevi, uitați-vă cum se trage apă, uitați-vă cum se bagă excavatorul în pământ ca să lungească rețeaua de infrastructură. Deci, asta este România reală, oameni buni. Așa arată o comună în care se muncește. Da, e cu deranj, e cu stradă răscolită, e cu pământ escavat, dar când se va termina necazul, ia uitați-vă, când se va termina necazul, canalizare la poartă, apă în bucătărie, acolo unde se poate și gazul la sobă și la aragaz. Spun asta pentru că am întâlnit foarte multe primării și foarte mulți primari care n-au vrut să vină la sfatul popular de frică că îi huiduie lumea, cum te duci mă la televizor când tu ne-ai săpat străzile. Și știți de ce stăpau străzile primarii? Și ca să le bage apă și canal. Păi mă, fraților, nu s-a inventat apă și canal băgată fără să spargi strada, fără să scoți pământul și să-l râcâi. Asta vă spun eu care n-am fost primar nicio zi, dar este la mintea cocoșului. Deci, și apropo, mai spun ceva și am mai spus-o în emisiune. Măi, oameni buni, primarului căruia îi reproșați că nu va asfalta strada și voi știți că n-aveți apă și canal, îl băgați în pușcărie, băi români. El n-are voie să asfalteze, mă. Că dacă a asfaltat și după 6 luni vine și bagă excavatorul și sapă, îl ia curtea de conturi sau îl ia DNA-ul. Punct. Păi cum ai asfaltat, mă, când tu n-aveai apă și canal? Am auzit și asta. Și nu în localități mici, în localități de rang național. Ce a făcut ăla, mă, ne-a spart străzile și ne-a făcut comuna muci, praf a făcut-o. Păi da, zona aia n-avea apă și canal. Păi nu știu, domnule, să ne asfalteze. Bine, am terminat că nu sunt eu primar. Domnul Popa. Vă ascult, domnul. Care e, domne, care e Brenea Costache? Cu sinceritate. Da? Cu sinceritate. Ești băcăuan adevărat, ești moldovean adevărat. Care e problema cea mai mare în sufletul ălora din Orbeni, acum în 2024, în postul Paștelui? În sufletul celor pe care îi reprezint și în sufletul meu, e adevărat că am o nemulțumire. N-am reușit, dar sunt speranțe că voi implementa un proiect așteptat de toată lumea. Nu avem canalizare la Orbeni. Dar asta, cum să vă spun eu, compensează cu faptul că am reușit în cei 7 ani și jumătate aproape de mandat, am reușit să introducem în Orbeni gazul pe cam 80% din ceea ce înseamnă comuna Orbeni, atât în satul Scurtea cât și la Orbeni. Am reușit să construim și să dotăm 2 dispensare umane, 2 grădinițe, o școală pe plus 1. Suntem acum pe AFM în curs de execuție, în procent de 80% realizat o școală pe AFM. Da, ne-a popit că te opresc doar pentru că nu am ajuns la momentul proiectelor făcute bine și ale proiectelor de viitor. Te întrebam așa, și îți dau eu exemplu ca să te orientez cu răspunsul un pic după mintea și după sufletul meu. Prețurile, locurile de muncă, plecările copiilor la muncă afară, adică războiul din Rusia, astea sunt problemele care pot să fie una dintre ele cea mai grea pe sufletul românului acum. La tine, Norben, care e, cum să zic, care e oful cel mai serios? Nu al proiectelor primăriei, al lor dincolo de primărie. Păi e, într-adevăr, și războiul de care dumneavoastră pomeniți îngrijorează mai pe toată lumea.
Iar raportat la faptul că, într-adevăr, tinerii au plecat pentru un trai mai bun în exterior, într-o altă țară în care pot câștiga mai bine, noi încercăm să-i atragem prin ceea ce de fapt, realizăm la Orbeni. Investiții care înseamnă locuri de muncă și care ne lipsesc, dar cu sprijinul investitorilor din zonă, și aici aș putea remarca faptul că avem un investitor în zonă care, prin ceea ce dumnealui face, creează și locuri de muncă, creează și taxe și impozite către primărie, iar noi încercăm prin toate mijloacele și toate eforturile, firește, respectând cadrul legal, să-l sprijinim, pentru că făcând toate eforturile astea și creând condiții, încercăm să-i atragem pe cei care sunt plecați în străinătate sau pe alte meleaguri să revină acasă, creându-le condiții în școli copiilor, creându-le condiții seniorilor să meargă la dispensar și să aibă condiții mai bune, creându-le, eu știu, condiții de trai de cei... Auzi, ne-a popit că înainte să merg la domnul Cioară, înainte să merg la Ioan, câte locuri, da, cinstit, câte locuri de muncă ai creat, nu în primul, în al doilea mandat, în ăsta care stă să se încheie. N-aș putea să spun că le-am creat eu personal. Nu le-ai creat, nu, iartă-mă, am greșit eu. Ai sprijinit prin proiectele primăriei crearea de locuri de muncă și aducerea investitorului strategic. Eu cred că sunt în jur de 50 de locuri de muncă care au fost create prin ceea ce înseamnă acel investitor. Cel puțin 50 de locuri și de muncă. Și perspectiva? E să crească, că odată ce să dăm funcțiune, să punem în funcțiune acea investiție, cu siguranță vor fi noi locuri de muncă. Iartă-mă că te întreb, Renea Popică, e vreun secret militar, e vreun Deveselul 2 și ce, o spui, zi despre ce e vorba? Este vorba de grup Șerban, deci vorba de Nicu Șerban, pe care nu pot decât să-l apreciez pentru investițiile, pentru curajul de care dă dovadă. Avem aici faptul că lucrează foarte mult. Dar ce face? Care e obiectul de activitate? Agricultura, creșterea animalelor, păsărilor. Așa spune, domne, deci un investitor în zona agricolă, zootehnie și mari culturi. Ești acum o fermă de găini nouătoare, o investiție foarte mare de câteva miliarde de euro. Nu cred că miliarde de euro, de lei. De lei, scuzați-mă, vă rog, acum, că toată lumea cu el. Nu, dar mă mutam, îmi făceam buletin de Orbeni mâine. Oricum sunteți bineveniți la Orbeni. Abia aștept. Dacă faci de-aia de găi și outoare... Și fermierii mai mici și fermierii mai puternici, încercăm să-i sprijinim. Foarte iar ușa noastră este deschisă pentru toată lumea și încercăm să, prin demersurile pe care facem, să le înlesnim mai ușor implementarea tuturor afacerilor. Am înțeles. Ioan Marius Cioară, primarul de Ciurulesa. Ioane, aceeași întrebare. Lasă haina de primar și păstrează-o numai pe aia de cap de familie, de tată, de soț și zi-mi cu sinceritate să ne audă și aia care se uită la emisiune. Care e cea mai mare grijă pe care o au ei din Alba, ei din Ciuruleasa, oamenii cu care lucrezi în fiecare zi, locuitorii comunei tale? Fiind o comunitate de oameni foarte gospodari, sincer vă zic că în fiecare familie sunt părinții, cei care muncesc pentru copiii lor. Noi în acest sens venim și noi cu școlile care în prezent îmi sunt în modernizare. Cel mai greu este pentru noi că nu le putem oferi foarte multe locuri de muncă, având în vedere că și poziția geografică nu ne avantajează foarte mult. Dar, sincer, este o țintă pentru mine și cu siguranță o să găsim oportunități prin care să aducem investitori mici. Mă repet, zona nu ne avantajează foarte mult, dar noi am gândit ca viitorul să fie unul bazat pe o dezvoltare a turismului în această zonă. Exact cum a zis și dumneavoastră de la început, Abuseni Muzică are niște zone mirifice și ca atare trebuie să le punem în valoare. Auzi, Ioane, tu știi mai bine ca mine că ești omul locului născut, crescut acolo. E păcat de la Dumnezeu. La ce v-a dat să nu faceți agroturism, să nu faceți pensiuni și să nu lăsați cât mai mulți români să trăiască și să mănânce și să doarmă la voi în bătătură? E o zonă prea frumoasă să nu fie folosită. Aveți mare dreptate și sincer mă bucur că sunt câțiva tineri antreprenori care au făcut
pentru un moment pași mărunți în acest sens, dar cu siguranță cu timpul o să fie dezvoltată zona noastră. Chiar în acest sens și noi, administrația locală, venim în sprijinul lor prin realizarea și transformarea comunei noastre într-o stațiune turistică. Pentru că, mă repet, chiar avem ce să oferim turiștilor și totodată și arta culinară din Transilvania, eu zic că aduce plus valoare în acest sens. Câți kilometri la primul oraș mare, Ioane? Suntem la 3 km de orașul Abrud, la 30 ceva de kilometri față de municipiul Brad, la 67 față de municipiul Reședință de Județ a Maloia. Rău, nu te mai plânge atunci, că nu stați chiar rău, nu sunteți chiar în creierul munților. Adică puteți cu un pic de efort să aduceți oamenii la cazare și o masă bună. Într-adevăr, asta este ținta noastră și vin în sprijinul tuturor celor care doresc să investească în zona noastră. Fii atent de întrebare. Imediat Tibi, vin la tine. Iartă-mă o secundă, că vreau să discutăm un pic, să nu uit, că, pe urmă, eu fiind mai în vârstă, uit. Ioane, care-i proiectul? Cum ați gândit voi, tu și echipa ta la primărie, să sprijiniți un tânăr, că e de la tine din Ciurleasa, că vine de la Alba, că vine de la Abrud, nu contează, de acolo din zonă, vine și zice, băi, primarule, uite, am și eu 50.000 de euro puși deoparte și vreau să fac și eu o pensiune, măcar de 2-3 panseluțe sau cum se numesc ele, și tu, legal, tu și echipa ta, ce proiect puneți în operă ca să-l puteți ajuta pe tânărul ăla și pe soția lui să vină și să deschidă un astfel de proiect? Deci, în primul rând, noi venim cu infrastructura care se acorde posibilitatea să aducă în aproape de acea unitate de cazare turistul. Ceea ce privește infrastructura, mă refer și la cea rutieră și la cealaltă cu privire la alimentare cu apă. Chiar în urmă cu câteva zile am depus un proiect amplu de alimentare cu apă la nivelul localității noastre. Nu putem să zicem că nu avem asigurat pe de o parte în proporție de 30% această sursă, dar sunt sate care sunt deficitare din acest punct de vedere. Mai ales că în ultimii ani, după cum cu toții am văzut, cantitatea de apă este tot mai puțină în fântânile și sursele proprii ale locuitorilor. Doamne, câte emoții ai, mă, Ioane. Chiar nu te înțeleg. Ești la tine acasă, mă, Ionică. Ești la Televiziunea Națională. Mă, n-ai niciun motiv să ai niciun dram de emoție. Nici un dram de emoție. Mai ales că ești în casă de prieteni. Și noi suntem în ospeție la voi și voi la noi, toți prieteni. Toți, că de-aia spunem noi la TVR3 că unim românii. Lasă emoțiile deoparte. Tibi, la tine cum stau lucrurile la capitolul ăsta? Păi să începem cu prima parte a întrebării. Ce grijă au cetățenii? Cea mai mare grijă, la care-i? Cred că cea mai mare grijă este grija zilei de mâine pentru toți cetățenii României, nu numai pentru cetățenii Comunei Lungești, pentru că, sau cel puțin pentru partea, să zic așa, celor care sunt la pensie, pentru că se joacă puțin ping-pong de ceva vreme cu subiectul ăsta. Pensiile sunt așa cum sunt, micuțe, nesatisfăcătoare, prețurile cresc mult mai repede cu siguranță decât au crescut pensiile. Mă refer la prețurile la alimente și la celelalte medicamente, servicii. Energie electrică, gaz, da, tot. Avem absolut. De toate, chiar avem de toate la Lungești, o să discutăm și despre partea asta, chiar avem de toate, și apă, și canalizare, și dispensare, și ecograf, și cabinet stomne. Mă duc, o să le discutăm la momentul potrivit. Ce am făcut pentru comunitatea asta în 12 ani de mandat să îmbunătățim calitatea vieții și să dăm tinerilor o șansă și o speranță de a rămâne pe meleagurile foarte frumoase, pot să spun eu, pentru că avem o încărcătură istorică destul de consistentă. Știți foarte bine cu toții că aici avem titoria lui Mihai Viteazu.
unde este mormântat Stroie Buzescu. Este un monument istoric clasă A, respectiv Biserica Dormirii Maicii Domnului. Stroie Buzescu, soția Sima. În 2036 o să facă 500 de ani. Din păcate, căutăm sau caut și eu și pe la Ministerul Culturii și cei de la Vâlcea, căutăm soluții pentru reabilitarea acestui monument. Dar să trecem la crearea locurilor de muncă. Într-adevăr, în ultima perioadă am făcut eforturi mari și o să vă enumăr câteva dintre ele, pentru că contează foarte mult, deci foarte mult pentru comunitate să vezi tinerii dimineața cum merg la serviciu și au cât de cât asigurat un trai, să spunem. Câte locuri, auzi, Tibi, câte locuri, că l-am întrebat și pe, și pe Nea Costa, că te întreb și pe tine, cam câte locuri de muncă ai reușit în ultimul mandat, în ăsta de să închide acum? În ultimul mandat... Da, ca să sprijin, nu ai creat tu locuri de muncă și primăria, dar ca să sprijin crearea lor. Cel puțin 20-30 de locuri de muncă, dar să vă spun așa pe parcurs că se deduce foarte repede. Avem o firmă de lacuri și vopsele chiar în apropierea primăriei aici, unde sunt aproximativ 30 de angajați. Unitatea militară de pe Strejești-Olt, am mutat-o acum 8 ani de zile pe Lungești și acolo sunt angajați din comuna Lungești, atât în aparatul administrativ cât și ca soldații angajați. Cel puțin 18 microferme care se ocupă cu culturile de interior, respectiv programul Tomata cu roșii, pesere și solarii. Avem cel puțin 12 PF-uri pe creșterea, care se bazează pe creșterea albinelor, deci pe albinărit. Avem o pensiune unde sunt de asemenea angajați. Avem cel puțin 6 firme de construcții care în ultima perioadă au înflorit și au foarte minim tare 5 angajați până la foarte 20. Tare. Revenim la tine, Tibi, cu chestia asta. O să iau publicitate. O să mă întorc după publicitate imediat la, la frata, la Cristi. Dar vreau să te întreb înainte de publicitate, ca să nu uit. Ce face românul de la tine din comună, apicultorul, cu produsele pe care le obține din albinărit? Are, îi ajutați? Îi ajută cineva să le găsească? În ultima perioadă am fost la diferite târguri sau am organizat diferite evenimente unde am prezentat produsele. Într-adevăr, sunt oameni harnici care muncesc cu dăruire, să zic așa. Știm cu toții ce înseamnă un stup de albine și ce înseamnă să obții un kilogram de miere, că trebuie să plimbe acele albinuțe, să care polenul pe picioare și să-l transforme în miere. Mierea, într-adevăr, este un produs extraordinar, mai greu vandabil, prețul este oricum destul de mare, nu toată lumea își permite să cumpere un kilogram de miere, dar... Dar la ITI, acum, pe bune, pe total, la ITI le merge sau muncesc pe pierdere? Da, pe dacă munceau pe pierdere, nu avansau în afacere. Adică și-au cumpărat mașini pentru transportul stupilor, și-au cumpărat utilaje ca să extragă mierea și așa mai departe. Bravo. Deci, pentru întreținerea cel puțin a familiei în mod decent, este în regulă. Bine, pregătiți-vă toți patru că o să discutăm un pic despre România din afara României. Iau publicitate 2-3 minute, cu tine am să încep, Cristi. România din afara României, ce înseamnă pentru voi plecările, pentru fiecare dintre voi, plecările de din țară, cum spunea Nea Popa, după un salariu mai bun, sau cu tu, Cristi, un salariu mai bun, un trai mai bun, caută până bejanie, până străini. Și pregătiți-vă să discutăm un pic despre ce înseamnă asistații sociali, adică bătrânii care au nevoie de ajutorul vostru și al echipelor voastre la nivelul comunei, bătrâni rămași, mulți dintre ei din păcate ai nimănui, copiii care au părinții plecați la muncă afară și cum vă străduiți la primărie să salvați copiii prin sistemul școlar, sistem de educație, colaborarea cu familiile și, bineînțeles, problema ajutoarelor sociale la nivelul fiecărei comune. Revenim imediat!
Ne-am întors, stimați telespectatori, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, mai ales dacă sunt din Frata de Cluj, din Orbeniu de Bacău, din Lungestiu de Vâlcea sau din Ciuruleasa de Alba, pentru că sunt comunele care și-au trimis în casele voastre în seara asta primarii. Cristi, știi ce temă ți-am lăsat pentru recreație? Care e situația la tine în ceea ce privește sprijinul celor în nevoie, cum se spune, asistații sociali, bătrânii, copii cu părinți la muncă, copii care sunt la școală și au nevoie de ajutorul tău și al școlii și al bisericii? Cam pe aici suntem cu discuția, Cristi. Bineînțeles că aici avem o colaborare foarte bună cu directorul școlii, cu bisericile, primăria. Chiar facem o relație bună și discutăm problemele care sunt în societatea noastră și comuna noastră. Și ne sprijinim, ajutăm copiii cu probleme. Chiar a accesat domnul director și un program în PNR RAS și pentru abandonul școlar. Și acum, prin hotărârea de guvern ce s-o da pentru masa sau masa caldă sau masa sănătoasă, ca așa se zice, de săptămâna viitoare o să dăm și noi, comuna noastră, o să dăm și noi masă sănătoasă la elevi. Cristi, domnul Cherecheș, în ce va consta pentru un copil din Frata o masă sănătoasă? Adică ce le dați? Deci programul este un caiet de sarcini în care s-a făcut licitație, da, și se va anunța câștigătorul licitației. Așa. Și acolo există, este un caiet de sarcini în care specifică dacă e cu supă. Sunt trei feluri de supe, sunt sandwich-uri și un fruct. Și cum a primit? Va fi benefic pentru elevi. Cum a primit familia normală, cum a primit populația din Frata acest proiect, acest program? Sincer, au fost foarte încântați. Deci eu zic că e o realizare foarte bună și nu mai să gândesc părinții, că sunt, să recunoaștem, sunt și familii care au nevoie de așa ceva. Bravo. Deci sunt familii care s-au bucurat foarte mult și au fost încântați că copilul primește o masă caldă și pe această cale eu zic că se reduce și absențele și o să vină copilul la școală și o să fie motivat. Deci un program guvernamental foarte bine primit. Da, eu zic că din punctul meu de vedere e foarte bine și gândit și reușit. Mă bucur că spui asta, aș fi spus-o eu, dar părea că fac așa o pledoarie pentru echipa lui Ciolacu și a lui Ciucă, nici pe departe. Este într-adevăr un program la nivel național, stimați telespectatori. Nu este Cristi Cherecheș primul primar care spune asta, e foarte, foarte bine primit, mai ales că sunt familii, cum bine a spus și primarul de Frata, familii necăjite, sute de mii de familii necăjite, unde fiecare colț de pâine sau bucată de brânză sau pahar de lapte sau supă, cum e cazul aici, este mai mult decât binevenit pentru copilul lor. Domnul Popa, la dumneavoastră vin. Da, și noi prin compartimentul de asistență socială, în colaborare strânsă cu biserica, școala, ținem legătura foarte strâns cu familiile care sunt într-o astfel de situație, cu copiii care sunt într-o situație defavorabilă. Avem un centru de zi unde copiii cu probleme sociale vin acolo și fac lecțiile. Ce înseamnă centru de zi, Nea Cristache? Nea Costache? Centru de zi preia copiii care, după ce se termină orele de curs, merg cu microbuzul școlar la acest centru de zi, unde sunt întâmpinați de o echipă de lucrător social, de o echipă specializată în acest domeniu, beneficiază pe lângă faptul de o masă caldă, dimineața mic dejun, la prânz, și împreună cu echipa, cu colegii mei de la asistență socială care lucrează la acest centru de zi, și pregătesc lecțiile pentru a doua zi. Câți copii ai în proiectul ăsta, Neapopică? Sunt zilnic în jur de 21 de copii. Și spune-mi efortul financiar, că la București, ce spui, Matale, că ai centru de zi, la București se cheamă After School și este foarte costisitor. Părinții care vor să-și dea copiii la After School-uri de-astea private costă de tăia capul, 20, 30, 40 de milioane pe lună. Te întreb la voi efortul financiar pentru o masă caldă și să-și facă, sub atenta îngrijire, să-și facă lecțiile, să n-aibă nevoie de meditații, cât costă? Cât îi costă pe părinți? Pe părinți nu-i costă nimic. Cheltuielile suportate sunt din bugetul local. Foarte tare. Deci părinții celor 20 ceva de copii
nu scot din bisterie niciun leu. Copiii sunt luați de la școală, cum v-am spus, cu microbuzul școlar, sunt duși acolo. Beneficiază, cum v-am spus, de masă caldă și de lecții, după care ia microbuzul, îi duce acasă și tot așa în fiecare zi. Foarte tare, foarte tare. Spune-mi, înainte să merg la domnul Cioară, înainte să mergem la Ciurulea asta, spune-mi, Nea Bobică, te rog, ai cazuri în comună? Pe tine am uitat să te întreb, Cristi, și poți să adaugi și tu, aveți cazuri de bătrâni. Pe mine mă doare sufletul când aflu și când știu că sunt atât de mulți bătrâni ai căror copii au plecat la muncă afară. E și o tragedie cu zecile de mii de copii rămași în țară cu părinții la muncă afară. Dar și mai cumplit e când bătrânul, mai ales dacă s-a desperecheat, fie le țărâna ușoară aia care s-au dus și rămâne unul singur, dacă n-ar fi primarii să le dea o mână de ajutor, mulți dintre ei n-ar prinde o bucată pâine în gură pe zi. Cum stați, Nea Popa, cu asta? Sunt și la noi, ca de fapt, cred că peste tot astfel de cazuri. Nu sunt într-un număr atât de mare, dar... Nu sunt mari cazurile numeroase, dar totuși sunt. Ținem legătura permanent cu ei și încercăm, cu beneficiarii de la VMI mai nou acum, încercăm să-i sprijinim în diverse activități pe care i-au nevoie acolo. Încercăm să-i vizităm periodic, prin compartiment, așa cum v-am spus, prin asistența socială, mergem, ne deplasăm la domiciliul fiecărui, facem rapoarte de vizită, vedem cu ce probleme întâmpinăm la fiecare caz în parte și în funcție de nevoie încercăm să îi sprijinim. Vă ține punga la primărie să le dați un ajutor cât de cât? N-aș putea să ne spunem că suntem așa cu un buget extraordinar de mare, pentru că marea majoritate a cheltuielilor sau a sumelor din buget se duc în zona investițiilor. Dar găsim o puțină parte și pentru ei. Bravo. Iar unde bugetul nu poate, mai ajutăm și noi că suntem oameni. Ce frumos. Cristi, ai vrut să adaugi ceva la capitolul ăsta? Da, sunt și la noi câteva cazuri mai de nevoiași, dar ce m-a impresionat cel mai mult, copiii care sunt plecați au foarte mare grijă de părinții care au rămas în mediul rural. Asta e o veste bună. Deci am rămas foarte impresionat. Am văzut de multe ori trimit bani, îi trimit ori la vecini, ori un vecin îl sprijină, îl veghează, sună. Avem și noi asistența socială, care de câte ori foarte mergem, foarte avem frumos persoanele și îi sprijinim și îi ajutăm. Bă, deci dacă au ajuns copiii la muncă afară să se bazeze și pe vecini ca să-și ajute părinții rămași acasă, înseamnă că țara asta, Cristi, mai are viitor, mai are o șansă. Încă în mediul rural și aici în comuna noastră pot să spun că e o comunitate frumoasă, harnică și pe care îi apreciez și-s mândru cu ei oriunde mă duc. Nu mi-e rușine să zic, indiferent că-s primar, că nu-s primar, că comunitatea frata e o comunitate frumoasă. Ioane, la tine vin, fără doar și poate la Ciuruleasa, aceeași provocare. Cum stai, bănuiesc că ai lăsat deoparte emoțiile, cum stai cu sprijinul dat bătrânilor, copiilor, oamenilor aflați la nevoie, adică proiectele primăriei pentru asistența socială din localitate? Da, este și din partea noastră un sprijin major pentru, și avem în vedere toate persoanele vulnerabile. La fel cum prezentat și unul dintre colegii anteriori, și noi beneficiem de programul Masa Caldă, Masa Sănătoasă. Am beneficiat încă de anul trecut, când era un program pilot, un program extrem, extrem de binevenit pentru toate unitățile școlare, zic eu, pentru că, într-adevăr, nu este cazul în comunitatea noastră să fie persoane care să nu aibă ce să pună pe masă, dar sunt convins că sunt localități în țară care chiar au situații de genul acesta. Este cel mai frumos lucru pe care îl poți spune ca primar, să ieși la televiziunea națională, să spui, băi, oameni buni, la mine în Ciurleasa nu am nicio familie care să n-aibă ce pune pită pe masă. Ăsta e mare lucru. Da, pentru că, mă repet, avem o comunitate de oameni harnici și pe această cale le mulțumesc și apreciez pe toți, dat fiind faptul că majoritatea provin din familii modeste, familii de mineri, dar au dus mai departe cu sufletul lor bun ceea ce părinții lor le-au însuflat. Da, Tibi. Scuze-mă, Tibi, o secundă. Zi, Ioane.
Puteam să mai completez cu privire la abandon. Suntem foarte mândri și din acest punct de vedere că nu avem nicio situație de abandon școlar. Câți copii ai în sistemul de învățământ în comună? La nivel de localitate, noi avem 95 de copii în ciclu preșcolar, primar și gimnazial. Foarte tare. Și niciunul nu s-a lăsat de școală. Cu mare bucurie spun acest lucru, că nu sunt cazuri. Foarte tare. Tibi, la tine am venit. Da, primul rând pot să spun că nu avem cazuri speciale de asistat social sau bătrânii care să nu aibă cel puțin un sprijin, atât din partea copiilor, a nepoților, dar mai ales din partea primăriei. Legat de acest lucru, avem o colaborare extraordinară cu câteva asociații din afară, respectiv Germania, Italia, Franța, care de cel puțin 4 sau 5 ori pe an ne ajută, în sensul că primim ajutoare atât pentru hrană, cât și diferite produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe. Și atunci toate aceste produse le ducem la familie care știm că sunt mai vulnerabile din punctul ăsta de vedere, și aici mă refer la familii care au mai mulți copii sau la familii care, într-adevăr, sumele adunate din veniturile generate de unii dintre ei nu acoperă totalmente cheltuielile pe care le au cu întreținerea. Trecând la copiii pe care avem la școală, aproximativ 170 de copii primesc de 2 luni de zile prin acest program Masă Sănătoasă, în care bucuria a fost extraordinar de mare. Pot să spun că ei își fac meniu în fiecare săptămână, adică pentru o săptămână înainte, și în săptămâna ce urmează, în fiecare zi, primesc ceea ce își doresc ei. Mai mult decât atât, la ciclu gimnazial, la 5-8, avem un program în desfășurare prin PNRAS, care se referă la abandonul școlar, dar și dotarea școlii, atât a școlii, dar și a laboratorilor, cu aparatură specială, tehnică specială, construirea unui spațiu de joacă, unui spațiu pentru activități sportive. Deci și mândria mea, ca să zic așa, ca primar, este aceea că cel puțin de 12 ani de când sunt aici, n-am avut niciun caz de abandon școlar, n-am avut niciun caz special să ne creeze probleme sau să apelăm la, eu știu, mai departe, la nivel de județ, să ne sprijine. Da, eu n-am să înțeleg. Am înțeles. N-am să înțeleg un lucru și vă vedeți acum pe ecran toți patru. Eu n-am înțeles, poate și pentru că n-am candidat niciodată, n-am fost primar niciodată, nici nu cred că aș fi bun de primar, pentru că nu cred că aș fi bun. Eu n-am înțeles cum e posibil. Nu e o provocare. Lăsați-i să vadă așa, să vadă ei, nu eu. Nu am înțeles cum e posibil totuși în țara asta, în aceeași țară, cu aceiași oameni, în aceeași perioadă istorică, să luăm 2020-2024, mandatul care stă să se încheie și pentru voi patru. Eu n-am înțeles cum e posibil din 3.000, aproape 200 de comune și orașe, să avem atât de multe unde nu face absolut nimic echipa de la primărie. Unde ăia zici că sunt condamnați. Ăia din loc. Nu vă provoc, pentru că sunt colegii voștri, sunt primari ca și voi. Măi, oameni buni, măi, stimați telespectatori. La capitolul ăsta este totuși România, nu neapărat corigentă, dar are o mare problemă. Sunt o grămadă de primari care n-au treabă nici cu aplecarea sufletească și nici cu echipa pe care și-au făcut-o să facă primărie. Eu abia aștept să treacă alegerile astea ca să vedeți câtă dreptate am avut. Poate ne-a ajutat Dumnezeu și ne-o ține pe toți sănătoși și după alegerile locale din nou, poate în seara de nou, poate în ziua de 10 iunie, să comentăm un pic. Sunt primari, uite, ca cei de aici, care au... Da, Tibi, ai vrut să spui ceva? Îmi cer scuze, da, și eu să completez. Mulțumim frumos pentru aprecierile. Dar nu e o apreciere, e realitatea.
Nu, sunt într-adevăr probleme extrem de grele, dar aceste probleme nu ni le oferi nimeni pe tavă. Adică nu sunt puse undeva și fiecare, dacă are timp sau dacă n-are, se duce să facă piața de acolo. Le pune în cărucior și le aduce la primărie. Nu, cine crede asta, cred că se înșeală. Sau, așa cum spuneai mai devreme, eu cred că toți colegii noștri din cei 3180 sau 3189, da, ei se implică. Probabil că poate unii sunt la început, poate sunt proiectele din ce în ce mai greu. Tibi, ascultă-mă, dragul meu. Ești tu un vâlcean elegant și nobil. Crede-mă că sunt primar la primul mandat, care au făcut localitățile ca o floare, le-au găsit fără apă și acum sunt aproape cu apa și cu canalul băgate. Sunt primar la primul mandat care au făcut ceea ce nu s-a făcut în 10, 15, 20 de ani în spatele lor și cu... Deci nu. Și sunt primari care, să mă ierte Dumnezeu, a puțit pământul sub ei. Crede-mă, Tibi, ce spun. E păcat de Dumnezeu și eu nu înțeleg de ce ai candidat, că nici nu te-ai apucat de furat și nu te-ai îmbogățit, dar nici n-ai făcut nimic. Stai acasă că poate ai treabă. Mă gândesc. Lasă-mă pe mine, da, să spun. Ce vreau să adaug, că de fapt asta legat de copii și apoi chiar îmi cer scuze, este foarte important. Noi avem o colaborare extrem de strânsă cu Group Scout din Belgia. Undeva la 2 ani în localitatea noastră primim cu mare drag acest grup în jur de 18-20 de tineri pentru a le arăta copiilor din comunitatea noastră, copiilor din școala noastră și nu numai, pentru că invităm și din alte școli și din jurul nostru, respectiv în orașul Drăgășani, să vadă modalitatea de învățământ de acolo, să vadă modul în care se colectează gunoaiele acolo, să vadă prin ce jocuri și cu ce scopuri sunt făcute aceste jocuri, să motiveze copiii pentru a păstra o localitate curată, un pârâu curat, un pod curat și așa mai departe. Bineînțeles că stau aproximativ o lună de zile în perioada vacanței de vară. Auzi, la noi. Îți fac și eu un reproș public, Tibi. De ce nu ne-ai trimis, domnule, și nouă niște imagini cu astea? Că avem imagini de la voi, de la toți patru, avem imagini. Dar asta de ce nu mi-ai trimis și mie imagini ca să le dau pe post? Data viitoare, cu siguranță. Păi, era foarte mult de filmat. Am vorbit cu colegul dumneavoastră, dar e foarte mult de filmat și erau foarte multe lucruri de pus. Pentru că toate sunt importante. Că aveți în arhiva comunei măcar 5 minute de imagini. Păi vezi. Hai să le trimitem și la București, că nu se știe când ne mai întâlnim pe calea undelor și să avem și imagini. Și de la tine, Ioane, la fel, de la Cioara, de la toți. Cum prindeți un eveniment, puneți-l și filmați-l cu telefonul frumos pe orizontală, dacă n-aveți un cameraman, și trimiteți lui Ștefan la București. Noi le dăm la Sfatul Popular să arătăm și cum se bagă canal și cum se bagă apă și cum vin copiii belgieni la Vâlcea și așa mai departe. În partea a doua, asta... Stăm să luăm și aici vreau să punctez și chiar vreau să închei cu acceptul dumneavoastră. Suntem în perspectiva construirii unei tabere pe aptitudini la discuțiile pe care le-am purtat și cu ei. Nu vrei să nu... Hai să nu fușerim, Tibi. Discutăm după publicitate. Uite, îți promit că îți reiau eu asta cu tabăra. Vreau să facem după publicitate o discuție un pic mai aplicată. Nu vă spun subiectul, bineînțeles că ar fi păcat să devoalăm. Dar după publicitate, stimați telespectatori, cu cei patru primari vom discuta un pic mai aplicat un subiect pe care eu îl propun și care este de mare importanță în perioada pe care o trăim în România. Iar ție, Tibi, o să-ți dau timpul să spui despre proiectul despre care începuseși. Revenim imediat, oameni buni!
Ne-am întors, v-am promis o parte a doua, un pic mai abruptă, un pic mai serioasă. Nu că prima parte n-ar fi fost serioasă. Prima parte a fost așa de încălzire a motoarelor, după părerea mea. Și mai ales prima parte a fost, la finalul părții este, așa cum am promis, o să discutăm despre proiectele cu care primarii, cei patru, vor merge în campania electorală către oamenii de la ei din comune pentru viitorii 4 ani la primărie. Dar, vreau să discutăm un pic, dacă vreți. Și apropo, e valabil pentru toți patru să nu avem vorbe la proces. Cine nu vrea, nu este, cum se cheamă, nu e obligatoriu. Pentru că este o discuție un pic, repet, la noi la București și bănuiesc că și la voi pe Șușa, pe noaptea, pe uliță, pe canapeaua de la poartă, discuția pe care vă propun eu este în gura fiecărui și în mintea fiecărui om, indiferent de localitate. De la voi în patru precis, toată lumea discută subiectul pe care o să vi-l propun. Înainte vreau să fiu corect cu Tibi și să-i dau șansa să termine ideea. Termină-ți ideea pe care ai avut-o, domn primar. Da, o să fiu foarte scurt. Vreau să subliniez faptul că în urma discuțiilor purtate cu grupul de care aduceam mai înainte aminte, grupul din Belgia, îmi doresc foarte tare și așteptăm cu nerăbdare ghidul și normele metodologice de aplicare construirea unei tabere pe aptitudini. Și îmi doresc ca după această construire acestei tabere, sperăm să facă acest lucru cât mai repede, să ne dea guvernul șansa să putem să finanțăm și noi, pentru că tot intrăm în Schengen, să finanțăm asemenea deplasări a unor grupuri de copii de la noi din localitate și nu numai, să meargă să vadă cum se studiază, cum se învață, ce condiții sunt în afară. Cu toate că avem condiții, zic eu, extraordinare. Că zic, am înțeles. Așa face. Deci cam asta vreau să subliniez. Am înțeles, foarte bine. Oameni buni, introducerea subiectului sună așa. România este țară membră NATO de 20 de ani. România este țară membră UE, deși mult mai mulți ani în spate. România este o țară care trăiește și se dezvoltă într-un sistem de colaborare în două structuri extrem de importante, cea mai mare alianță din istoria militară de apărare a planetei. Și eu spun comunitatea europeană, fără de care România acum ar fi o țară pierdută, ca și Republica Moldova sau Ucraina, în neantul acestei pseudo-independențe. Acum vă întreb, domnilor primari, repet, vă vedeți tot patru, cine vrea să spună pas, spune pas, nu e obligatoriu subiectul. Cum vedeți și cum văd oamenii de la voi de acasă această bătălie cumplită care s-a iscat la nivelul continentului, atenție, implicit și la nivelul României. La nivelul continentului, între ceea ce înseamnă politică clasică și politică a noii clase politice. Mă refer aici la AUR, în primul rând. Și fac o precizare. AUR-ul are, pentru mine spun din păcate, atâți pesediști, useriști și peneliști în rândurile lor acum, încât este foarte delicat să spui noua clasă politică. Dar asta este o părere personală, nu e problema primarilor, e problema mea ca jurnalist cu opinii foarte ferme. Vă întreb cum vi se pare bătălia asta în raport cu cetățeanul de rând. Bătălia dintre ce înseamnă o politică clasică și o politică a noii clase politice. Dacă vrea cineva, vă vedeți toți patru, ridică mâna, cu cel care ridică mâna încep discuția. Dacă nu vreți, renunțăm la subiect. Dar mie mi se pare că este un subiect pe care la voi acasă, la voi în comune, la București, bineînțeles, îl discută toată lumea. Da, Tibi. Subiectul este, pentru mine este foarte simplu. Cred că de-a lungul timpului s-a dovedit că nu neapărat cel care vorbește sau cel care se urcă mai sus într-un moment sau altul al vieții politice și reușește. Și lucrul ăsta s-a întâmplat mereu după Revoluție încoace. Din punctul meu de vedere, experiența pe care a căpătat-o acest popor și cu siguranță am încredere că a căpătat-o experiență, zic eu, suficient de mare în 34 de ani de zile să reușească să meargă să voteze ceea ce într-adevăr simt că îi reprezintă. Referitor la politica asta clasică și politica nouă, așa cum spuneai mai devreme, poate
Dânsii fac, eu știu, mai greu diferența. Dar diferența cu siguranță se va face la vot. Nu văd a fi, sau cel puțin pentru mine, nici pentru cetățenii de comuna Lungești, o problemă în a face diferența să voteze cu cei care muncesc sau cu cei care într-adevăr au făcut ceva pentru comunitățile lor. Sunt fer convins că și vorbele de multe ori atât de bine așezate și atât de bine spuse influențează de moment. Dar până la alegeri mai este. Am înțeles. Înainte să merg mai departe. Apropo, ceilalți trei, n-am văzut nicio mână ridicată. Continuăm discuția pe tema asta sau vreți să discutăm altceva? Nu prea vreți pe tema asta, da? Problemele comunităților noastre, despre proiecte. Bine, Neapopa, așa facem. Așa facem. Discutăm problemele comunităților. Cum spunea și colegul și antevorbitorul nostru, împărtășim cam același lucru. Oamenii cred că vor vedea faptele, iar ceea ce se vorbește și ceea ce se spune, cred că pe 9 iunie se va cerne și lucrurile se vor așeza într-o pe făgașilor normal. Foarte interesant, foarte interesant. Bine, așa facem atunci. Ne întoarcem la ceea ce... Eu îmi propusesem subiectul ăsta pentru că e un subiect, repet, fără doar și poate, și știți și voi patru că așa stau lucrurile pe buzele multora, chiar și la voi în comună, chiar și la tine, Nea Costache, la Orbeni. Bun, hai să vedem altfel. Care sunt principalele trei proiecte, că am promis să mă țin de cuvânt, cu tine am să încep, Ioane, la Ciuruleasa. Care sunt principalele trei proiecte cu care te vei duce tu și echipa ta în fața albenilor să le spui că vrei împreună cu ei să le faci din 2024 încolo? În primul rând doresc ca principalele proiecte să fie cele de modernizare a drumurilor, pentru că mai avem câteva drumuri nemodernizate. Cele mai principale, în proporție de peste 70%, sunt asfaltate. Deci ăsta ar fi un prim obiectiv. Și ai bani? Și ai bani pentru el? Adică sunt bani? Din fericire, prin programul național Angel Salini, pentru o parte din ele sunt acoperite. Adică de la guvern, cum ar fi? De la guvern, da. Pentru un drum din satul Vulcan o să folosim bugetul local. O să fie un proiect care se derulează pe 2 ani de zile, deci un multianual. Foarte tare. Foarte tare. Domnul Popa. Stai o secundă, domnul Popa. Vrei să mai spui ceva, Ioane? Dacă pe lângă aceste drumuri pe care doresc să le modernizez, să știți că am o altă serie de obiective, de investiții, zic eu, foarte importante pentru comunitatea din Ciurleasa. În primul rând, continuăm creșterea eficienței energetice în anumite sedii pe care le mai avem de modernizat. Aici mă refer pe lângă primărie și școala gimnazială, o să mai avem o grădiniță cu program normal, respectiv o școală primară. Totodată construim un centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Pe mediu am ținut foarte mult în ceea ce privește protecția și componenta de mediu să fie la un nivel ridicat. Avem un sistem integrat de colectare a apelor uzate. Avem un alt sistem inteligent pentru monitorizarea și siguranța spațiului public. Chiar vreau să vă întreb ceva, domnul Cioară, domn primar, Ioane Dragă. Vă rog. Cum văd oamenii din comuna ta viitorul mineritului? Aici nu vreau să intru în detalii și nu vreau să comentez acest subiect, pentru că cu siguranță vă dați seama că este unul sensibil. Sunt păreri și pro și contra în acest sens. Am înțeles. Sunt oameni care susțin redeschiderea mineritului românesc, sunt oameni care nu-l văd a fi bine dacă se redeschide și așa mai departe. E ciudat. E foarte ciudat. Am pus întrebarea asta pentru că la Ciuruleasa sunt foarte multe familii care au în rândul lor oameni care
au lucrat în mina, care au fost în minerit. De-aia am pus întrebarea. Într-adevăr, într-adevăr, așa este. Bineînțeles. Domnul Popa. Da, și la Orven se întâmplă lucruri frumoase. În ultimii ani am realizat chiar foarte multe proiecte, proiecte de care comunitatea chiar avea nevoie. Ca și prioritate încă de la preluarea mandatului, am avut educația în vedere, am avut sănătatea, după care infrastructura. La capitolul educație pot să spun cu satisfacție și oamenii văd și se beneficiază de astfel de condiții, așa cum am spus și la începutul emisiunii. Am realizat prin Programul Național de Dezvoltare PNDL 2 două grădinițe cu dotare cu tot, una în satul Scurtea. Nu, Neapobică, care e viitorul? Că asta era întrebarea. Pentru 24 și încolo, 25 încolo, cu ce te duci la oameni în față acum în campanie? Domnul Tudor, eu mă duc în fața oamenilor cu faptele, iar cu cele pe care le vom vorbi sunt în prag de a fi realizate. E un program de suflet, avem acum un proiect de suflet pe care oamenii chiar îl așteaptă. Și aici e vorba despre un program de extindere rețele de alimentare de apă și canalizare. Așa. Contractul s-a semnat pe 5 martie. Mai sunt câțiva pași în ceea ce privește obținerea autorizației de construire și sper cât de curând și ca o surpriză, cred că înainte de alegeri vor începe lucrările. Pe 20 de kilometri de rețea de canalizare, 8 de kilometri de apă pentru comuna beneficiază în procent de 80%. Cred că deja mai toate gospodările sunt branșate pe tronsoanele astea la rețeaua de alimentare cu apă. Sunt acum pe punctul de a fi finalizate. Mai avem o investiție pe buget local, unde am construit un rezervor de 200 de metri cubi, un puț forat la 185 de metri adâncime și 3 km rețea de alimentare cu apă, care cred și sper, dacă și vremea ne ajută, cam cel mult 2 săptămâni de zile, până la Sfintele Sărbători de Paști, în zona respectivă, apa să ajungă în curțile oamenilor. Un alt proiect de suflet pe care îl continui, de fapt, nu e nou, este extinderea rețelor de gaze naturale. Suntem pe punctul de a obține autorizația, așa cum v-am spus și înainte de emisiune, cam 70-80% din comună este branșată la rețeaua de gaze naturale, adică este realizată rețeaua. Oamenii s-au branșat, urmează acum încă 4 străzi, după care o nouă etapă, încă 4 străzi. Și încă o, zic eu, vin așa în fața unor cu o veste bună, deci am mai comunicat-o așa pentru cei cu care m-am mai întâlnit. Suntem la un pas de a semna un contract de finanțare pentru modernizare de drumuri prin Programul Național Angel Saligny de 11 milioane de lei, 110 miliarde vechi. Chiar mâine cred că o să urcăm pe platformă ultimele clarificări solicitate de către minister. Am apăsat trafic pedala pe tot ce înseamnă asfaltarea străzilor. Baza, domnule primar, pare și la tine, la Orbeni, a fi programele guvernamentale. Adică avem și fonduri europene, nu neapărat guvernamentale. Ai, la fondurile europene cum ai stat? Câți bani ai adus de la străini acasă? Avem acum 20 și ceva de miliarde, vreo 26 de miliarde pe eficiența energetică în unitățile de învățământ și lucrarea este în procent de 70-80% realizată. PNRR, 15 miliarde dotate, toate școlile din comuna Orbeni vor fi dotate cu mobilier, IT și toate cele necesare, da? Mai avem pe punctul de a încerc să depun acum, raportat la viitorul ce ne așteaptă, în luna iunie să depunem iarăși 3 cereri de finanțare pentru programe de reabilitare termică, eficiență energetică în unitățile publice, în clădirile publice. Foarte tare. Sunt foarte multe proiecte realizate și unele în curs de a fi realizate. Am înțeles. Iar în fața electoratului, acum mergem cu ce am făcut, nu cu ce vom face. Vă spun cu sinceritate, stimați telespectatori, probabil că Ștefan știe, eu nu știu dacă, nici nu știu dacă Ștefan știe, eu nu știu partidele politice pe care le reprezintă cei patru. Adică nu știu din ce partide vin. Ștefan îmi spune că nu a scos nici el partidele. Deci, de ce vă spun asta? Ca să știți că nu mă interesează culoarea politică niciodată a unui primar. Au fost primari rar, în cei 100 și ceva de primari pe care i-am avut așa ca și în seara asta, vreo 2 sau 3 s-au scăpat să spună că sunt membri la un partid sau la altul. În rest, niciun primar n-a vorbit de partidul lui, nici noi nu i-am întrebat, pentru că nu partidul contează, ci mai ales la primari, contează omul și echipa lui și faptele lui. Bine, acolo unde a fost cazul cu UDMR-ul, nici nu era nevoie să spunem că era evident de la bun început și localitatea și numele primarului, dar au fost cazuri puține pentru că au avut o pondere a UDMR-ului suficient de mică. Am încercat de când fac emisiunea
să țină o pondere care să reprezinte cât de cât procentele din Parlamentul țării. Că așa trebuie să fii corect. Adică să dai PSD-ului ce al PSD-ului, PNL-ului. Dar, atenție, cum am făcut asta? La începuturi, când ne-am uitat pe harta țării și am început să facem invitații pentru viitor. De atunci nu ne-a interesat nici de cum partidele pe care le reprezintă. De ce spun asta? Am să pun o întrebare dacă vrea cineva să răspundă, indiferent de partidul din care face parte. Cristi, stai că sunt dator la tine. Înainte să pun întrebarea, vin și la tine să te întreb care sunt principalele două, trei proiecte cu care vei merge la clujenii tăi, la frata, în campanie pentru următorii ani. Bineînțeles că vi le zic și proiectele de viitor, dar vreau să zic că am realizat foarte mult din punctul meu de vedere. În anul 2023 am semnat proiecte finanțate în valoare de 6 milioane de euro. Pentru comuna noastră, eu zic că e o sumă foarte frumoasă și banii au fost din bani guvernamentali și fonduri europene. Deci eu sunt foarte mândru de ce am realizat și pe viitor am proiecte foarte mari pentru comuna noastră și pentru dezvoltare. Oamenii locului văd banii ăștia, adică îi văd în sensul când ies din casă? Bineînțeles, să și văd că din ele deja sunt implementate. Deci eu am semnat contractele de finanțare și unele sunt implementate. De exemplu, canalizare, soporul de câmpie care se lucrează prin Anghel Salinii, am dat ordin de începere în 20 iunie 2023 și peste 52% lucrarea executată. Am reabilitare dispensar prin fonduri europene care se lucrează și ne apropiem de final, în 2-3 luni finalizăm. Am dotări la școală prin fonduri europene, mobiliere, table, echipamente digitale pentru școli, table interactive, în valoare de 1.400.000. Chiar am prins proiecte bune. Cel mai mare și mă bucur că am putut suplimenta pe PNDL 2 suma de 5.500.000 euro pentru asfaltare Oaș și rută ocolitare Bercheaș. Putem să finalizăm proiectul care a început în 2018. Deci am obținut sume bune, de 6 milioane de euro aduși în comună în 2023. Și să vă spun acum, 2024 a venit pentru noi cu bucurie, cum s-ar zice, și am prins un parc fotovoltaic pentru panouri solare, pentru consumul propriu, ilumina public și instituțiile publice care le avem în subordine. E proiect în Ministerul Energiei. Noi anual plătim iluminat public peste 300.000 de lei. Deci cu aia poți să... Deci în momentul în care implementez proiectul și o să folosim 60.000 de euro, cu panouri, 60.000 banii euro, poți să folosesc în alte diferite investiții. E o sumă mare. Tot așa am să fac o întrebare, n-am cum să n-o pun. Sunt totuși oameni politici, sunt primari. Știu că ne-a popică nu o să răspundă, dar nu asta e problema. Problema e că poate vrea cineva să răspundă. Cât va dura? Oamenii își pun întrebarea la București. Cât va dura alianța politică PSD-PNL care guvernează România și care promite României o guvernare pe încă 4 ani? Ok. Mergem mai departe. Nu mai râde, mă, Cristinele, că știi cum e. Aici stă votul tău. Aici va sta voturile și la Ciuruleasa, și la Orbeni și peste tot, cât vor crede oamenii în Ciolacu și Ciucă. Și în voi ca oamenii locului, bineînțeles. Numai că oamenii știu, Cristi, știu, domnule Popa, că dacă ai o guvernare de 52% UDMR, am dat un exemplu la întâmplare, e mai complicat ca primar care nu ești UDMR. Am dat un exemplu la întâmplare, bineînțeles. Da? Bun, mergem mai... Cât mai avem, Ștefan? Mai avem timp, m-am uitat eu la ceas. Acum vă rog să spuneți fiecare. Eu n-am răspuns la întrebarea asta. Sunt singurul care a sărit peste mine. Am văzut că n-ai zis ca mâna Tibi și am zis că poate nu vrei. Nu, promit că răspund și despre alianță. Dacă vorbesc și despre proiectele pe care le-am făcut și care le-am sărit, Tibi, iartă-mă. Sunt mai mic așa puțin și normal. Ia zi, da, e și mic în imagine, așa este. Comună, da. Mică, primar, mic, corect. Îmi cer scuze. Da. Vreau să spun că în cei 12 ani de mandat am reușit foarte multe lucruri. În mare sunt aproximativ 50 de proiecte realizate cu 27 de milioane de euro în total.
undeva la vreo 15-16 milioane pe fonduri europene, celelalte prin programele guvernamentale și alte fonduri, granturi și așa mai departe. 95% din localitate este acoperită de sistemul de apă și de canalizare. 100% din localitate are asfalt, deci peste tot avem peste 30 de kilometri de asfalt pe drumuri comunale, ulițe, drumuri de interes public local și așa mai departe. Absolut toate școlile sunt renovate, modernizate, dotate cu cea mai înaltă aparatură, deci de ultima generație, tot, absolut tot ce le trebuie la copii, o grădiniță cu program prelungit. Așa, Tibi, vreau să mulțumesc, Tibi, imagine din dreapta sunt filmate azi în exclusivitate pentru Televiziunea Națională. Toate imaginile pe care le vedeți azi în dreapta, în fereastră, sunt filmate de echipa primarului astăzi pentru emisiune. Da, iartă-mă, domnul Costea. Da, mulțumesc. În septembrie o să deschidem grădinița cu program prelungit. Avem asigurat tot mobilierul, deci ne-am ocupat să achiziționăm absolut tot, să funcționeze trei grupe. Câți copii aveți la grădinițe? Aproximativ 90-95. La cele trei grupe cu program prelungit să mergem pe ideea de 60. Dacă vom avea solicitări, avem posibilitatea să ne ducem până la 80-90 de copii pe cele patru grupe pe care le are grădinița. Un centru de zi pentru persoane vârstnice, că nici pe dânsii nu am uitat, unde o să aibă posibilitatea să vină pentru fizioterapie, pentru tratamente, pentru masaj. Cadre medicale de unde? Poftiți? Cadre medicale de unde? Cadre medicale, în primul rând, cadrele medicale pe care le avem la raza comună, pe raza comunei avem doi medici primari, avem asistenți, dar și contracte cu cabinete individuale de muncă. Aici mă refer la medicul balneofizioterapeut, care o să recomande anumite tratamente la persoanele care o să solicite sau care o să aibă anumite probleme. Deci ne descurcăm și la acest capitol, atât cu dispoziții de pe... Care e principalul proiect cu care vă duceți, domnule primar, în campania din 2024? La fel de multe am ca și cele realizate. Păi n-avem, alegeți unul, uite, alegeți perla coroane. Păi uite, nu, cel mai tare proiect e ăsta. Aleg 3, introducerea de gaze, care cred că într-o lună jumătate se va întâmpla, adică se vor începe lucrările. Construirea două blocuri anele, fiecare bloc cu câte 20 pentru de apartamente pentru tinerii. Cum? Pentru cine faci două blocuri? Păi am, de exemplu, medic veterinar venit acum de la Brăila cu soția și n-au unde să stea, stau în gazdă. Am educatori care sunt veniți, care sunt titulari pe mai multe școli, care n-au unde să stea, stau în gazdă sau fac nafeta. Și exemplele curg. Și atunci, dacă am în jur de 30 de solicitări de la asemenea familii și asemenea persoane, de ce să nu ajungem să construim și blocuri, să reținem tinerii aici? De ce nu să rămân aici prin căsătorii sau prin... Și alianța PSD-PNL cât durează, domnul primar? Am promis că răspund și la asta. O să dureze atât de mult când lumea va fi mulțumită, satisfăcută de rezultatele pe care le vor avea împreună. Mamă, ce tare! Ce mai liniști cu răspunsul ăsta? Ce să mai... După răspunsul ăsta mi-ai închis toate întrebările. Da, corect. O să dureze... O să dureze alianța PSD-PNL atât timp cât românii vor fi... Da, foarte interesant. Dar acum pot să continuăm dialogul un pic? Tibi. Cu drag. Crezi că vor fi în stare mai mari partidelor ăstora să înțeleagă că orgoliile lor și carierele lor sunt mai puțin importante decât binele neamului? Sunt convins că mare parte dintre dânsii, văzându-i în ultima perioadă, încet, încet au început să renunțe la orgoliile personale sau, mă rog... Vreau să spun că îmi place cum... Zici că ești gazetar. Mulți dintre dânsii, n-a spus toți. Foarte, foarte corect. Majoritatea au început. Cea mai tare veste pe care am primit-o azi, din punctul meu, nu cea mai tare, interesantă, cea mai interesantă veste pe care am primit-o prin presă a fost că cel mai tare primar pe care l-are PSD-ul în România, mă refer la scorul electoral cu care a câștigat primăria acum 4 ani, este primarul de Buzău, se numește Constantin Toma. Este primarul PSD, cel mai puternic, a luat 70 și aproape 80% voturi într-o capitală de județ. A ieșit azi în presă și a spus că este pregătit oricând să-l voteze pe Ciolacu, pe Ciucă, pe Nicolae Ciucă, președinte, dacă partidul și domnul Ciolacu vor considera că asta este bine pentru țară. O, foarte tare, frate. Asta arată fix ce spune primarul de Lungești. Fix.
o alianță politică pregătită să se țină de vorba pe care a spus-o public, vrem o guvernare de încă 4 ani. Așa e, Tibi, așa a spus Nea Costică Toma de la Buzău și e un primar de calibru, adică e un primar puternic. Ca să nu mai spun că vine din orașul Buzău, de unde vine și domnul Ciolacu, asta așa între noi fie vorba. Bine, ne apropiem cu pași mari, dar nu atât de mari încât să fie dramatic, să ne apropiem dramatic de final. Să vă întreb ce anume, așa în 2-3 fraze, n-am știut să vă provoc, dar nu de proiecte, nu de asfaltări, nu de apă. Nea Popică, Cristi, toți vă rog, spuneți ceva în aceste minute care urmează, de așa fel încât cei de la voi de acasă, din comună, să vadă cine sunteți și prin prisma imaginii publice, nu numai imaginii locale, imaginea publică națională. Deci, ce vreți voi? E ca un fel de minut de aur, dar un pic mai larg. Pentru că ați avut eleganța să veniți în seara asta și să ne primiți la voi în case și noi la București, la TVR, hai să spuneți ceva de suflet, nu program politic, nu program de asfaltare, nu program de infrastructură, ce vreți voi care să vă reprezinte ca oameni, cap de familie și români adevărați ce vă considerăm. Cine vrea să înceapă, mâna sus. Eu aș vrea să le mulțumesc, în primul rând, pentru încredere. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din satele Orbești și Scurta pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat în această perioadă de când îi reprezint. Iar faptele pe care eu le-am scos în evidență, adică realizările de care am dat dovadă în această perioadă și pe care am reușit cu ajutorul lor să le putem implementa și să ne bucurăm cu toții de asemenea condiții, cred că li se datorează totul dumnealor. Iar în continuare le doresc să aibă încredere, să ne sprijine ca și până acum, iar eu le voi garanta că nu-i voi dezamăgi. Foarte interesant. Care a fost principala calitate, domnul Popa, care v-a făcut primar în comună? Păi, puterea exemplului, cred că. Dragostea față de oameni, respectul pe care îl port celor pe care îi reprezint și cu care mă întâlnesc aproape zilnic. Foarte interesant. Omul care sunt în fiecare zi și care... cu care mă, cum să vă spun eu, dumneavoastră, experiența acumulată în cei 30 și anul ăsta împlinesc 34 de ani de când lucrez în această primărie. Pe diverse... Păi stai că asta n-am știut, domnul Popa. Aveți 34 de ani de primărie. Timpului, firește că oamenii au căpătat, așa ca să vă spun, încredere în ceea ce am fost pentru fiecare care au deschis ușa, indiferent de biroul în care am lucrat. Sprijinul pe care le-am acordat celor care au avut nevoie de ajutorul meu, am încercat, altfel spus, să-mi fac datoria și față de oameni și față de ceea ce înseamnă lege. Să respect și legea și pe cei care au deschis ușa. După 34 de ani de primărie, la următoarea întrebare trebuie neapărat să-mi răspunzi, Nea Popică. Ce meserie trebuie să aibă un cetățean al României ca să poată să candideze și să devină primar? Care ar fi meseriile? Să fie om. Foarte tare. Poate să fie polițist, poate să fie judecător, poate să fie medic, poate să fie orice. Să fie om înainte de toate. Ce meserie ai, Cristi? Am fost operator distribuției gaze naturale. Pe bune, și după aia ai devenit primar direct? Da. Păi și nu ți-a zis... Vreau să-i asigur... Stai, bă, puțin, păi, stai, bă, la robinetul tău, stai la conductele tale, stai la... nu ți-a zis nimeni? Nu. Foarte din potrivă, deci am lucrat și în agricultură, am și fermă de animale și sunt implicat cu cetățenii, mă cunosc de foarte mult și asigur că rămân același om, nu mă voi schimba, ușa mi-e deschisă, îi sprijin, îi ascult, căutăm soluții pentru dânsii, proiectele ce mi le-am propus, vreau să le duc la bun sfârșit, să le finalizez, ne luptăm pentru comunitate și... Ce să zic, oamenii mă cunosc și e principal să, în viață să rămâi același om, să nu te schimbi. Auzi, Cristi, e vreo meserie care nu e compatibilă cu statutul de primar? Nu există. Indiferent cine, dacă vrei și îți dorești ceva cu adevărat în viață, se poate realiza.
E și multă muncă. Să, pe cuvânt, am bătut multe drumuri de București și o să bat în continuare. Nu e ușor, stăm la 500 de kilometri de București. Am făcut cu mașina, n-am mers niciodată cu avionul. M-am dus cu mașina, am venit, am dormit în mașină dacă a fost nevoie și m-am implicat și o să mă implic în continuare să-mi duc la bun sfârșit proiectele. N-am zis proiectele de viitor cu care vreau să ies în 2024. Am o grămadă de proiecte. Dar te-ai dus și ai decontat anvelopele la primărie, fii sincer. Da, le-am decontat, da. Și am mâncat sandwich o mașină, vă spui sincer. Și n-am la restaurante, n-am mers nicăieri. Am mers și am venit. Dimineața la 3 am pornit de acasă și seara la 9-10 m-am întors înapoi. Păi altfel, cum ei nu știu, cei clujerii tăi nu știu că altfel nu vă aduceai banii nici de la Saligny, nici de la PNR. Ba știu și apreciază și pe calea asta le mulțumesc, fiindcă și postul Paștelui le doresc tuturor sărbători sau sărbători pascale binecuvântate și liniște și pace. Nu mă da finalul, ăsta e de final, asta e muzica de final, ăsta e cântarea de final. N-am ajuns acolo încă. Trebuie să luăm un pic de publicitate. Auzi, nu te-am întrebat, Ioane, tu ce meserie ai avut înainte să fii primarul comunei? Viceprimar. Bine, primar, și înainte de viceprimar? Am avut post în privat, agent de vânzări și director de vânzări. Foarte tare. E vreo meserie, Cristi, care nu e compatibilă cu statutul de primar în România? Nu, cred că ar fi. Care își dorește și vrea, cu adevărat, bine, să poate. Ioane, e vreo meserie care e incompatibilă? Nu, cred că este. Exact cum zicea unul dintre colegii mei, cred că, în primul rând, calitatea umană duce la a fi ales pe funcția de primar. Ia zi, Tibi, înainte de publicitate, e vreunul care poți să-i spui, bă, nu poți să fii primar pentru că ești judecător, pentru că ești procuror, pentru că ești polițist, pentru că ești medic, pentru că ești profesor, pentru că ești agent de vânzări? Nu, asta poate să spună Ani, nu putem să spunem. Nu incompatibilitate. Nu, stai, mă, Tibi, nu incompatibilitate de aia. Înțeles, nu era o glumă. No, din punctul meu de vedere, oricine poate să fie primar, indiferent de natura specializării lui sau de studiile pe care le are. În situația în care oricând, la orice oră și în orice moment, poți să ridici privirea și să privești orice cetățean în ochi, fără să-ți fie teamă sau să știi în interiorul tău că nu-l minți, poți să fii primar oricum. Foarte tare. Înainte să luăm publicitatea, am de dat o explicație celor de acasă care se uită la emisiune și sunt convins, ferm convins, că sunt și bucureșteni printre cei care se uită, nu numai localnici sau oameni din județele cu pricina. Eu sunt ferm convins că și Piedone și Nicu Șordan și medicul profesorul Cârstoiu pot să candideze cu fruntea sus. Ăia care spun să rămână la el în blocul operator, să rămână la el acolo, să rămână la catedră, mi se pare o prostie. Și am zis să nu o spun eu, și uitați-vă, patru primari, nevorbiți între ei, îi vedeți pe ecran, netocmiți, nevorbiți, au spus fix același lucru. Da, bă, primar, dacă e om, poate fi oricine. Dacă e gospodar și om, poate fi oricine. Revenim după publicitate.
pauza publicitară aproape toată echipa din spate de acolo. Îi vedeți prin geam, prin ciclop, toată echipa a discutat ce e mai important în viață. Să nu fii prost sau să nu fii urât. Și le-am spus că frumusețea trece, prostia rămâne toată viața. Deci important este să nu fii prost. E doar o părere personală, nu-i subiect de emisiune, dar am vrut să o împărtășesc cu voi. Asta e discuția în regie. N-are nicio legătură cu emisiunea. Are legătură cu ceva ce am văzut pe alt ecran. Avem foarte, după cum vedeți în spate, foarte multe ecrane. Bine, avem câteva... Zi-mi, Ștefane, câte minute avem ca să știu cum facem. Avem fix 9 minute. 9 de împărțit la 4 e mai complicat, dă un pic cu virgulă, dar din momentul ăsta... Lăsându-l ultimul pe Ion, pentru că este omul cu cele mai multe emoții și poate îi mai trece până la final. Ioane, te rog frumos, fă-n așa fel să-ți treacă emoțiile până la final, definitiv și irrevocabil. Fiecare aveți undeva la 2 minute, 2 minute și un pic, să transmiteți un mesaj, nu de primar, ci de om al locului, despre locurile voastre. Adică despre unde v-ați născut, ați crescut, ați născut copiii, v-ați crescut nepoții unii dintre voi. Deci fiecare despre comuna lui, dar nu despre primărie. Un mesaj care să ne convingă pe noi care nu suntem nici din Orben și nici din Lungești, de exemplu, să ne suim în mașină, să dăm o fugă, să vedem localitatea. Cristi, cu tine încep. Păi sunt născut în comuna Frata. Am 46 de ani, am 4 fetițe. Vreau să asigur pe oameni și pe cetățenii noștri că primarul e în slujba cetățeanului. Asta n-am menționat-o. Deci noi suntem în slujba cetățeanului, nu suntem cum... Deci noi trebuie să fim și să le respectăm și să-i ajutăm. Auzi, pe oameni. Mă întreabă regia, tu tot ai sperat să vină și un băiat? Da, da. Sincer, am sperat, dar mă mulțumesc și mulțumesc la Dumnezeu. Dar bine că n-ai fost precum Catârul, așa să te duci să ai 7, 8, 10 fete. Păi, poate ți... Nu, n-am mai încercat. Dar și... dai seama, mă, Cristi, că-ți vin 4 gineri în bătătură, mă. Da, o să am unde să le dau și de lucru, în agricultură, în creșterea animalelor. Dacă mai spui chestiile astea, rămân fetele de împletesc cosițe albe zile, mă, că le dai bani, lasă, că muncă în muncă e pentru tractoare, mă, nu-i pentru gine. Nu e asigur, pe tractor, acolo le ofer servicii, în agricultură, să câștige banul greu. Păi când ori auzi potențialii tăi gineri că îi aștepți la tractor, tu crezi că mai dau pe la tine pe îmbătătură, mă, băiete? Să sperăm că vin. Sunt și oameni care le drag agricultura, da, creșterea animalelor. Se dea, eu glumeam. Ne mai permitem să ne descresim frunțile. Nea Popică. Da, pot să spun că m-am născut aici la Orben, într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, într-un loc unde sunt oameni gospodari, oameni frumoși. Am avut ce să învăț atât de la părinții mei, pe care îi respect foarte mult. Din păcate, tata nu mai e. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l odihnesc. Vreau să le mulțumesc educatorilor și profesorilor care m-au îndrumat și se pare că au făcut foarte bine, iar eu le port din tot sufletul, tot respect. Câți copii ai, Nea Costache? Am 2 băieți. Să trăiesc. Ești bunic? Ești și bunic? Încă nu. Băieții aia ce au de gând? Ce fac? Câți ani au? Păi... 30, respectiv 29. Oh. 28, jumătate, 29. Păi, frățioare, ar cam fi timpul, nu-i treaba mea să mă bag, dar ar cam fi timpul. Adevărat, e unul căsătorit, recăsătorit, iar cel mai mare e lângă mine aici, mă sprijin în ceea ce fac. Foarte frumos. Și așa cum v-am spus... Auzi, suntem... Nea Popică, mai am o întrebare ca să mă duc după aia la domnul Cioară. Doamna ta, doamna primar... Cum te suportă? Bănuiesc că mult timp... Nici nu știu cum ar trebui să răspund la întrebarea asta. Acum adevărul că suntem în postul mare, în postul Paștelui. Eu trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, că familia, aș putea să spun, deși ar trebui să o trecem pe locul întâi, în situațiile în care ceea ce facem, activitatea noastră de la primărie, uneori sau de cele mai multe ori rămâne pe locul 2. De-aia și venit întrebarea. Știam că femeile voastre, soțiile voastre suferă de multe ori din pricina faptului că viața de familie e pusă pe locul 2. Domnul Cioară. Din păcate, asta e realitatea. Am zis că te las ultimul, asta da? Pentru că facem treabă și ne străduim Ioane, să... Am zis că te las ultimul, Ioane, da? Deci săr peste tine. Merg la Tibi. Tibi, zi ce vrei tu, bă, frate.
Cel mai frumos loc din lumea asta este cu siguranță locul în care te-ai născut și cu siguranță în care îți place să trăiești, îți place să simți că ai prietenii copilăriei lângă tine, părinții lângă tine. Am 52 de ani, sunt tata, doi copii, un băiat și o fată, căsătoriți amândoi și doi nepoți, la trei zile unul după celălalt, de la fată am băiat și de la băiat am fată. Ce frumos! Așa că o bucurie mai mare ca asta nu există, dar bucuria este atât de mare pentru că sunt alături de cetățenii Comunei Lungești. Cu siguranță și ei reprezintă tot familia mea sau am primit tot mesaj, am primit mesaj, auzi, am primit un mesaj de la de acasă, cum s-ar spune, de acasă, nu cum s-ar spune, am primit mesaj să ții minte, Tudore, ce a zis primarul, ce a zis primarul de Lungești, că trebuie să faci emisiunile sub acest tag. Foarte tare, ai cucerit cel puțin o inimă, tagul se numește așa, alianța asta va dura fix cât timp românii vor înțelege că e o alianță benefică lor. Foarte tare răspuns. E chiar gazetărie înaltă ce ai făcut. Mulțumesc frumos n-ai pentru ce, n-ai pentru ce, crede-mă că n-am niciun interes la tine. E interesul meu la tine zero. Interesul meu era să accepti ceea ce a făcut și Nea Popică, ce a făcut și Cristi, ce a făcut și Ioan. Să acceptați să intrați în casele românilor să vă vadă. Pentru că fiecare... Cu siguranță o fac de fiecare dată cu drag și cetățenii din Comuna Lungești știu, deci toți știu sigur acest lucru, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, suntem o familie și ne respectăm ca atare. Nu poți primi respect dacă nu respecti. Fără nu poți primi un bună ziua sau un bună seara dacă nu dai fără tu. Doar și poate. Nu poți primi un îmbrățișare dacă nu oferi. Și așa că... Ioane, la tine vin. La tine îți fac o precizare pe care mă simt dator moral să o fac și la tine și la Cristi. Stimați telespectatori, și primarul de Frata, ca și primarul de Ciuruleasa, sunt primari de comune, care e cuvântul ca să nu fie, să fie bine, de comune normale. România are comune bogate, România are comune puternice. Bine, România are și comuna bătrână care are 69 de locuitori, media de vârstă fiind de 62 de ani. În Hunedoara, comuna bătrână are 69 de locuitori. Deci avem comune de toate felurile. Atât, lăsați-i să vadă ei, atât domnul Cioară, cât și domnul Cherecheș, vin din comune normale, unde e foarte greu să fii primar. Și asta ți-o spun ție, Ioane, pentru că asta era o discuție cu toată echipa noastră de aici, din studioul 10, în pauză. Bă, Tudore, bravo lor, îmi spunea cineva din echipă, bravo lor că din comune greu de dus, în care e greu să faci în așa fel încât traiul să fie european de 2024, voi ați făcut niște eforturi extraordinare și lucrurile merg către o Românie de 2024. Și ție îți spun, și asta de ce? Pentru că și la Orbeni și mai ales la Tibi acasă, la Lungești, lucrurile sunt mai ușor de făcut, sunt comune mai puternice, sunt comune cu... M-ați înțeles ce vreau să spun. Mai ales la Cristi, care e și primar la primul mandat. Și tu, nu, Ioane, la primul mandat, nu? La primul mandat. Bravo, voi aveți o bilă albă uriașă din partea echipei cu care fac emisiunea. Amândoi veniți din comune grele, din comune pe care le-ați luat de jos și iată că ați reușit în mare parte ce v-ați propus. Te ascult, Ioane. Da, și eu sunt un fiu al satului, sunt mândru de asta și îmi cer scuze pentru emoțiile pe care le-am avut. Într-adevăr, pun suflet în tot ceea ce fac și cu siguranță locuitorii comunei noastre au simțit acest lucru. Lucru pe care vreau să-l fac în continuare. Le mulțumesc pentru tot ceea ce fac. Le mulțumesc că acceptă disconfortul pe care creez în toate aceste momente, că știm cu toții când faci o investiție, creez de multe ori și disconfort. Dar cu siguranță când ajungem către final, lucrurile o să fie frumoase, așa cum ni le dorim cu toții. Mulțumesc mult de tot! Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor celor patru gazde. Ați fost niște gazde minunate. Sper că am fost niște oaspeți plăcuți. Ne revedem, stimațele spectatori, mâine la ora 18, iar cu primarii din cele patru comune, cu certitudine, ne vom revedea în campania electorală ce va începe după Sfânta Înviere a Mântuitorului.